Maleu, cine-i născut? Cine-i născut în luna mai? Maleu. Maleu. Sunt atât de nedormit și atât de în 3D, 4D, încât nu pot să-mi imaginez. Nu pot să-mi imaginez că te voi pierde. Bă, băieți, nu mai am vlaga aia de cine-i născut în luna aprilie, pentru că sunt extrem de obosit și n-am dormit azi noapte, dar n-am dormit cu un scop extra, ultra, para, îmbucurător. V-am vorbit un an de zile aici așa, că așteptăm și ne scremem la niște megacote. Tot efortul ăsta de aici, de pe canal, pe care eu îl fac cu nemiluita, zi de zi, deocamdată fără abatere, fără zile de pauză, din 10 februarie 2021 încoace, vă vorbesc, vă ticluiesc, vă citesc sinaxare, povețe, îndemnuri și sfaturi, scheme, tratative, haoleli. Vă vorbesc că lupta cea mare este pe biletele mele mari, în grupul meu privat de WhatsApp, cu cote enorme. Am dat buzna peste o cotă 1347.55 pe biletul Maleu, un super win pe biletul Maleu. 1347 este cota totală de care ne-am bucurat pe ziulica de ieri, pe grupul meu privat de WhatsApp. Chiar dacă n-a ieșit biletul canalului și îmi pare rău, pentru că mă urmăriți aici, voiam să vă aduc și vouă un bilet bun. Am avut cota de 3, cota bacșiș, câștigătoare pe TikTok și pe Facebook implicit, pe TikTok-ul meu Vlad Stoian X și pe pagina mea de Facebook Ponturi Pariuri by Vlad Stoian. A ieșit verde ieri cota de 3.08 și iată că pe grup, nu vă mai zic, pe venirea mormanului, care era anul trecut pe 30 aprilie, câștigătoare, bilet câștigător cu o cotă de 1293. Nu vă mai spun ce s-a întâmplat ieri pe venirea mormanului. S-au stricat din 21 sau 20 sau 21, nu mai știu câte a avut, 21 de meciuri, 3. Da? O cotă de 6.000. O cotă de 6.000. Dar nu am stat să mă mai concentrez la cota de pe venirea mormanului, pentru că iată ce s-a întâmplat pe Maleu. V-am pus pe pagina mea de Facebook Ponturi Pariuri by Vlad Stoian. Dacă mergeți acolo, puteți să vedeți biletul, cum a fost el, cum a arătat, cu serie bilet de Superbet, 17 evenimente, primul a început pe la 4 sau ceva. Doamne Dumnezeule, care m-ai făcut cotă, 1347, ne-am bătut recordul de anul trecut, da? Iată că în preajma lui acel 30 aprilie s-a făcut anul plus minus 13 zile, de data asta plus 13 zile, deci tot în zona asta cumva s-a întâmplat o nefăcută și avem parte de bilet câștigător pe grupul meu privat de WhatsApp, așa cum am sperat și mi-am dorit. Am zis eu să fie pe 30 aprilie, la un an aniversar, nu s-a întâmplat fix pe 30 aprilie, dar s-a întâmplat pe 13 mai, da? 13 zile mai târziu. 2 years later, cum sunt alea în filme, da? 13 zile mai târziu. Maleu câștigător. Maleu. Super win, cotă 1347. Nu mă pot opri din repetat pentru că a fost senzațional. Acum detalii. Eu am dat ca un tembel fricos, ca un fraierică geamantan ce sunt, am băgat cash out. Când mai era doar un singur meci de jucat, unul pe la 2:30 dimineața. Și de asta n-am dormit pentru că am stat să mă uit inclusiv la ăla. Și după aia să fac calcule și impresii cu băieții pe grup despre ce și cum se mai întâmplă. Eu am dat cash out. O parte dintre băieții de pe grup au dat și ei de frică, aceeași frică, să rămânem cu ceva. Au dat și ei cash out. Am rămas cu 1600 de lei. Se vede și în captura de am pus-o pe Facebook. Cash out la 1600 de lei, 1595. Alții ne s-au așteptat. Au avut răbdarea, străjnicia și tupeu și coaiele implicit să rămână în joc. Și au rămas bine. Au luat cu 2 lei, pariați, 4.000 de lei. Iar alții au pariat cu 5 lei și au luat 7.500 de lei. 7.500 de lei. Deci eu cred că este mega minunat, da? Mega minunat. Anul trecut, pe venirea mormanului, când am câștigat cota aia de 1293, jucam o altă formulă. Era un altceva. Cu 12 meciuri, era o altă bășeală. Cu cote de 2,
greoaie, altă complicățenie, altă... Acum jucăm altceva, atât pe venirea mormanului, cât și pe maleu, iată, maleu ăsta care a fost câștigător, cât și pe triumf, celălalt bilet lung. Am trei bilete lungi pe grupul meu privat de WhatsApp, vă invit și pe voi acolo. Scrieți-mi la 0745 70 80 08 dacă vreți să stăm de vorbă, dacă vreți să obțineți mai multe informații, dacă vă tentează să veniți alături de mine, alături de noi. Am trei bilete lungi. Maleu, care iată, a adus un câștig, cotă 1347 pe formula asta nouă. N-aș considera de anul trecut până acum, pentru că formula asta nouă de maleu e din decembrie încoace. Deci de vreo câte faceți voi o socoteală, da? 6 luni încoace, un ceva. Deci, primul câștig în 6 luni, cotă 1347. Nu e rău. Așa v-am și spus că se întâmplă cu biletele mari, de 2-3 ori pe an. Iată. Iată că a venit. Iată că munca mea nu e dezamăgire totală. Iată că se mai întâmplă cât un diamant. Maleu, ce mai am acolo? Bilet lung. Triumf, tot cu 17 meciuri, cum e și maleu. Și venirea mormanului, cel mai lung, cu 21 de meciuri sau 20, 20, 21, cam așa are de obicei. Și bineînțeles, biletele scurte despre care știți atâtea, unul dintre ele este și aici pe canal în fiecare zi, pup sus, mai am pe grupul privat pup jos, care e tot ca asta de pe canal, doar că altfel făcut, nițeluș, altfel ferchezvit, altfel pictat, și bineînțeles, cheia, care are 10 meciuri și e tot un bilet scurt, formează cote de 40-50 de obicei. Bă, băiatule, bă, băiatule. N-am energia necesară, n-am zvâcul să zic cine-i născut în lume. Dar fericirea este groaznică pentru că m-am ales cu niște bănuți. M-am ales și eu, s-au ales și băieții din grupul meu privat, ceea ce este cât se poate de drăguțuc, cât se poate de elegantuț. Să ne dee, Domnul, numai de-astea. La covriciile la nuși multe, mai vrem. Da, elegant, frumos, senzual, superbisim. Merită zbaterea, câteodată chiar merită. Și sper să mai dăm câte o iamă în cote din astea, o dată de 2 ori pe an, să ni se mai întâmple câte o minune. Nimereală, nenimereală, am brodit-o bine. Da? Schema mea, sunt încă o dată, un an mai târziu, fericit că încă dă roade și merge. Mamă, Doamne, vă ofer și astăzi o cotă de 3.05, ieri a fost 3.08, astăzi va fi 3.05. Pe TikTok-ul meu Vlad Stoianic și pe Facebook, Ponturi Pariuri by Vlad Stoian sunt pe Facebook. Și bineînțeles, hai ca să nu adorm de tot, să vă dau biletul de astăzi. V-am adormit 8 minute cu povești de adormit și retrezit copiii din somn, din ce îi mai poți retrezi. 1347.55, mamă, 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 mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Iisus, mulțumesc pe această cale tuturor serafimilor și heruvimilor. Păi nu e extraordinar? Cotă 20.58, 8 evenimente formează cota de astăzi, primele 3 încep de grabă la 16 fix, tot ora 4, parcă 4 a fost și ieri sau 15, cât a fost, parcă 4 a fost și ieri. Numai 16:30, chiar nu mai mi-amintesc foarte bine. Sunt confuz. Îmi vine să dorm, voi rupe patul în curând. Primele 3 meciuri încep la 16. Luați un pixulet și aici să le notăm repede pentru că adorm efectiv. Mamă, coaie, 1347, mă trezesc din această fericire. 13 mai, 1347 cota. Vai, Iliuță numerologie la platane. Băi, frate, nu pot să cred cât de bine, cât de bine, cât de bine. Și ce căcare a lumii. Am stat la fiecare meci. Am avut inclusiv farul aseară cu Alibeg roșu, cu Haolo, mamă, ce a fost. Pascu, Lacan, Caen, Con, care erau dominați de alții la un moment dat. După aia au făcut un 1, 2-1, hau, hau. S-a terminat 3-1, 4-1. Cât dracu s-a terminat? La Caen, Con, în Franța, Liga 1, Liga a doua, într-o ligă. Bă, fraților, deci efectiv la fiecare meci am stat milimetru cu milimetru. Hai că este și ăsta, hai că este și ăsta. Deci a fost o febră mondială, mai ales la ultimele. Nu vă explic eu vouă despre cum e cu senzația la ultimele meciuri pe un bilet fabulos, de lung și de complicat. Deci da, am trăit și noi, am trăit și eu această senzație.
Mă trezesc greu din vis, dar visul este minunat. De data asta chiar e minunat și Doamne ajută să se mai întâmple așa. Vă aștept și pe voi, am zis pe grup. 0745 70 80 08. Vă mulțumesc pentru like-uri, pentru abonări. Dacă v-ați abonat ca să primiți biletul ăsta al canalului, da, care e unul dintre biletele de pe grup, biletul pup sus al canalului, cota asta de 20 plus din fiecare zi, astăzi e 20.58. Ca să primiți toate informațiile și notificarea instant când postez ceva nou, setați-vă clopoțelul ăla când vă abonați să primiți toate notificările din partea mea. Hai să cetim de pe foaie ce am scris eu aici, compunere. O iau efectiv razna, ușor, ușor cu... făcut ăsta de bilete și filmat de clipuri la prânz. Nu, nu, efectiv adorm, efectiv trebuie să schimb strategia. Dar care este alternativa? V-am mai povestit. Să filmez și înregistrez de noaptea. Și asta înseamnă că nu vă mai prezint bilete bazate pe o statistică a mea, ci vă fac un bilet din adunături. Poate e o posibilitate cu cote mai micuțe, mai simpluțe, cu niște victorii duble. Poate am să îndrug eu ceva, poate am să îndoi cumva. Hai să ne întoarcem la biletul zilei, că nebunesc, efectiv adorm. Fută, mă bade până adorm, cum era o vorbă. Hai să notăm biletul de astăzi. 20.58, 8 evenimente formează bilețucul, primele 3 încep la 16. Luați pixulețul. Gata, v-am terminat 11 minute, mamă. Cred că o adorm aici, să fac 30 de minute și nu mai zic nimic. Nu mai zic biletele, nu mai zic meciurile. Înjurați-mă, asta e. Cehia, 1 punct Liga, mamă, și iertați-mă, dar vreau să-mi cer scuze pentru ieri, într-o mameluceală totală, nu știu cum dracu am făcut, am zis 1X pentru când de fapt voiam să zic 1 solist. Și la meciul din Franța, și la ăla din Olanda, la două meciuri m-a sesizat unul dintre abonați, Nae, mi-a zis, bă, vezi că rup norma la gafe, vezi că aberezi. Ai zis 1X, dar vrei să zici că câștigă gazdele. Da, am zis la meciul din Franța de pe ziua de ieri, MES, am zis că câștigă gazdele și când să zic 1 solid, ziceam 1X, aveam o obsesie cu 1X. După aia mă mut la meciul din Olanda, uitați-vă la episodul de ieri, absolut amuzant. Mă mut la meciul din Olanda, iarăși câștigă gazdele, 1X, dragii mei. Coaie, victorie de 1 solist, da, asta vreau să spun. Cine a priceput bine, cine n-a priceput, așa cum v-am mai spus eu la un moment dat, uitați-vă permanent în comentarii, că dacă e vreo eroare și îmi dau seama de ea, eu fixez un comentariu, da? Într-o oră, maxim două, de la postarea clipului. Adică să se vadă că s-a produs o extorsiune și lumea să își creeze biletul cât se poate de corect. Dacă aveți vreo neclaritate, observați vreo eroare, întrebați-mă în comentarii. Imediat vă voi răspunde cumva, dacă e ceva. Cehia 1.liga, băi, adorm rău de tot. Iabloneț în Cehia 1.liga, primul meci de azi, de pe biletul de azi, da? Ca să facem cota asta de 20.58, să mă duc și eu la culcare. Iabloneț se duelează cu Banic Ostrava, sub 3.5. Franța, Ligue 1, Liga 1 franțuzească, ne propune Toulouse versus Nantes, sub 3.5 și aici, sub 3.5. Nu mai mult de 3 goluri se vor înscrie. Anglia, Premier League, Brentford se duelează cu West Ham, marchează oaspeții, marchează West Ham, măcar un gol. Germania, Bundesliga, aduce duel între Stuttgart și Bayer Leverkusen. X2 câștigă oaspeții sau se termină meciul într-o mare egalitate. Aici chiar e un X2. Aici chiar e victorie dublă, nu ca ieri la francezi și olandezi. Doamne, ce tâmpit! Bayer Leverkusen X2 pentru Bayer Leverkusen. Mergem în Tunisia după treaba asta, în Ligue 1, tot pe Franția și pe acolo pe Tunisia. Metlaoui au duel cu Club Atletic Bezertin, sub 2.5, cel mai periculos pont de azi, super limitativ, nu mai mult de 2 goluri se vor înscrie în acest match. Deci, efectiv, mi se plimbă limba în gură, nu mai pot de somn. Amețesc.
Cipru, First Division, Aris Limassol, întăvăleală cu Apollon Limassol. V-am zis că câștigă Euphoria! A câștigat Lorin, Suedia, exact cum intuiam. Instinctul meu de fată mare nu mă înșeală, cum spuneau fetele de la Sexy, circa 2002. Sexy, sexy, știu că mă vrei, toată noaptea te gândești la bărbați. Aris Limassol versus Apollon Limassol, peste 1,5. Se vor da măcar două boabe în acest meci din Cipru, prima divizie. Am văzut Cipru și m-am gândit la Eurovision. Da, a câștigat Lorin. Căcamaș pe Lorin. Cu cea mai proastă piesă din istorie. M-am uitat printre rânduri, vă dați seama că eram super lucubrat despre bucuria că am luat o cotă de 1347. Doamne, Dumnezeule mare! Hai să închidem biletul cu încă două meciuri, că mi-e somn. Spania, La Liga. Espanyol se întâlnesc cu Barcelona. Barcelona. Doi solist pentru oaspeți. Un doi solist pur. Uite, nu mai zic X2. Zic doi solist pentru Barcelona. Barcelona, cântă cocoșul lângă geam, unde dracu cântă cocoșul la coaie. Espanyol versus Barcelona, doi solist, da? Am zis că câștigă oaspeții. Băi, ce somn, băi, ce 1347. M-am tâmpit. E somn. Brazilia, serie B, închide biletul de astăzi, facem cotă de 20.58. Ituano, São Paulo, autovăleală cu Sport Recife. Peste 1,5. Se vor da și aici cel puțin două goluri în tot meciul. Peste 1,5. Dragii mei, e o zi minunată, unică, superbă. Adorm. Cine e născut în luna mai? Trebuie să mai ne hidratăm nițeluși. Măcar azi trebuia să beau Pepsi Max, dar nu fac abateri de la cură. E o bucurie enormă că avem bilet superb, mare, gigant, câștigător. Haideți și voi pe programul 2. Veniți cu noi pe programul 2. Scrieți-mi pe WhatsApp 0745708008 și vă bag în grup. Dacă vreți să jucați obligatoriu toate cele 6 bilete ale mele, pachetul de 6 bilete acolo pe grup, cu 2 lei măcar miză minimă. Mă duc să mă practic culc. Vă urez o zi. E 11.30, 11.40. Aveți timp până la 4 să faceți biletul ăsta atât de mic și să mă ascultați pe mine 17 minute. Dar mă iertați, pur și simplu, am fost extaziat. Cotă 1347. Doamne, de când am așteptat-o, Doamne. Mă bucur pentru mine, dar mă bucur pentru oamenii care sunt cu mine în grup și zi de zi au fost serioși, au jucat, au pus capturile, nu s-au abătut. Și împreună astăzi avem niște rezultate fructuoase. Măcar o dată pe an, ce pula mea să zic. Eu sper să vină mai des decât o dată la 6 luni și sper să fie de bun augur cât mai de mai multe ori pe an posibil. Gata, am zis ce vreau să zic, sunt complet sedat. Frumoasă zi, frumoasă, enormă, superbă zi. Așa vreau să vă prezint și să vă vorbesc non-stop. Non-stop să vă dau cu cotă de asta de 1300 în cap, să vă zic despre ce bine e pe grup. Și ce cote frumoase și bilete frumoase avem acolo. Rămâneți cu biletul ăsta al canalului, care nu e deloc prost. Eu l-am făcut din tot sufletelul meu și sper să iasă câștigător și ăsta. Baftă mare cu cota asta de 20.58, vă las și cota de 3.05 pe TikTok și Facebook. Somn ușor!